Bună seara, dragi prieteni, și la mulți ani, România, oriunde te-ai afla. John Fitzgerald Kennedy, al 35-lea președinte al Statelor Unite al Americii, a spus un citat care mie îmi vine în minte de fiecare dată când văd, așa zis și patrioți, cum fac gargară naționalistă și când văd cât de patrioți suntem de 1 decembrie. Kennedy a spus să nu te întrebi ce poate să facă țara pentru tine, ci ce poți să faci tu pentru țara ta. Sunt pline rețelele sociale, dragi prieteni, cu mesaje de 1 decembrie, sunt pline cu fotografii în care oameni simpli, politicieni, intelectuali, oameni cunoscuți, urează la mulți ani țării noastre, s-au fotografiat cu drapelul național și transmit diverse mesaje. Sigur, nimeni nu poate contesta patriotismul niciunei persoane, dar eu vreau să vă spun ce cred eu despre patriotism, ce cred eu despre iubirea de țară, astăzi de 1 decembrie. Cred că să-ți iubești țara înseamnă să o respecti în fiecare zi. Nu numai în 1 decembrie. Înseamnă să o respecti în toate gesturile pe care le faci din momentul când ai părăsit ușa locuinței tale, ușa căminului tău, până în momentul în care te-ai întors. Înseamnă, de fapt, să tratezi țara exact așa cum tratezi propria ta casă. De exemplu, să nu arunci gunoaie pe jos, pe stradă. Să-ți faci meseria onest și cinstit, așa cum te învață principiile elementare ale meseriei pe care o profesezi, indiferent de meseria pe care o ai. Înseamnă să respecti legile țării. Sigur, unii veți spune, da, dar într-o țară în care toată lumea aruncă gunoaie pe jos, într-o țară în care aproape nimeni nu respectă legea, ce rost are să fii tu cel care face notă discordantă? Are rost, dragi prieteni. Nu numai că are rost, este chiar o dovadă în plus de tărie de caracter. Pentru că este foarte ușor pentru orice om să respecte un anumit principiu, să respecte o lege, să se comporte civilizat atunci când toți cei din jurul lui se comportă la fel. E foarte simplu. E foarte simplu când stai la un semafor pentru pietoni și este roșu și toată lumea din jurul tău stă acolo să aștepți să se facă verde și să treci stradă. Dar e mult mai greu ca atunci când toată lumea din jurul tău trece pe roșu, tu să fii cel care așteaptă să se facă verde și care trece strada by the law and by the book. Veți spune că sunt exemple nesemnificative. Veți spune că sunt exemple poate prea mărunte comparate cu solemnitatea zilei în care ne aflăm, Ziua Națională a României. Eu vă spun, dragi prieteni, că obiceiul creează caracterul și caracterul îți definește destinul. Destinul unei țări este determinat de modul în care toți cei care formează națiunea respectivă reușesc sau nu reușesc să fie corecți, să fie cinstiți, să fie onești, să se comporte civilizat în fiecare moment mărunt al vieții. Din păcate, dragi prieteni, noi românii în ultimii 30 de ani am eșuat lamentabil la foarte multe examene. Sigur că n-am să intru aici în curentul celor care învinovățesc poporul român și încearcă să ne creeze un sindrom de inferioritate. Nu. Noi nu suntem cu nimic diferiți de orice altă națiune de pe fața Pământului. Suntem diferiți totuși din pricina istoriei noastre. Suntem o națiune care s-a format ca stat relativ recent. În 1918 s-a făcut Marea Unire și în 2018 am sărbătorit 100 de ani.
Suntem o națiune care a fost foarte greu încercată de dictaturi. Dictatura comunistă, cea mai recentă, cea care lasă urme adânci până astăzi în destinul nostru, în mentalul colectiv al poporului nostru. Dar anterior au fost și alte dictaturi. Am reușit să ne formăm și asta este iarăși, dragi prieteni, o dovadă de iubire de țară, este să cunoști istoria adevărată a țării tale. Să înveți cui datorezi existența țării tale. Să-ți cunoști țara, să-ți cunoști geografia, să-ți cunoști limba. Să vorbești corect limba țării tale. Observați, dragi prieteni, că deja sunt foarte multe puncte în care eșuează lamentabil culmea politicienii care se pretind exponenții ai patriotismului și naționalismului. Cei care au făcut cel mai mare circ și cea mai multă gargară, inclusiv astăzi, de ziua națională. Urmărind, evident, nu să-și arate iubirea pentru țară pe care nu o au. Pentru că dacă ar avea iubire pentru țară, ar învăța să vorbească corect românește. Ar ști cât de cât noțiuni elementare de geografie a României. N-ar fi spus că Mihai Eminescu, atunci când a murit, exista România Mare și ne-a lăsat România Mare. Toți acești politicieni, dragi prieteni, au dus patriotismul, ideea de patriotism, ideea de naționalism în derizoriu, au distrus-o, au făcut-o să pară ceva urât, ceva nefrecventabil. Deși nu este așa. Iubirea de țară este foarte importantă. Patriotismul este foarte important. Cunoașterea istoriei țării tale este unul dintre cele mai importante lucruri pentru cineva care se pretinde patriot. Și uitați-vă cât de greșit se întâmplă lucrurile în România. În 1 decembrie, astăzi, dacă ne-am uitat la televizor, am văzut politicienii care se ceartă, am văzut parada militară, pe rețele sociale am văzut foarte mulți dintre conaționalii noștri exprimându-și dragostea față de țară înfășurați în tricolor. Dar am văzut puțin discutându-se, de exemplu, despre conducătorii cărora le datorăm România modernă, așa cum este ea acum. Europa Liberă a publicat, dragi prieteni, un material foarte interesant despre ziua de 1 decembrie 1918. Nu vreau să vă stric plăcerea lecturii. Vreau să vă dau doar un pasaj și să vă invit să-mi răspundeți la o întrebare. De ce credeți dumneavoastră că, deși a trecut mult timp de la căderea teoretică a comunismului, sigur, comunismul a urât casa regală. Comunismul l-a urât pe regele Mihai. Comunismul a mințit, nu a prezentat corect generațiilor educate în perioada comunistă adevărul despre modul cum s-a făurit România modernă. Pentru că ar fi trebuit să vorbească mult despre casa regală. Și monarhia, regalitatea, reprezintă victimele cele mai mari, cele mai importante ale invaziei comuniste venită cu tancurile lui Stalin peste România. Vă citesc din Europa Liberă. Sigur, eu am mai făcut un serial pe această temă, am mai prezentat și acele volume foarte interesante despre regele Carol I, despre regele Ferdinand. Le găsiți la Castelul Peleș și puteți să le comandați și pe internet. După părerea mea, așa ceva ar trebui să predea în școală, oameni buni. Și hai că înțelegem în perioada regimului comunist de ce nu s-a predat. Cei care urmăresc activitatea mea, cei care fac parte din această comunitate pe care o construim împreună, Mălin Bot, jurnalist independent, cunosc toate aceste detalii, ce a însemnat comunismul, ororea comunistă. Da, dar de ce după căderea comunismului? Vă invit să-mi scrieți în comentarii. Ce credeți dumneavoastră? De ce după căderea comunismului la școală nu s-a schimbat total modul în care este predată istoria României? Pentru că de aici începe totul, dragi prieteni. Sigur, nu putem cere, al doilea mare formator în societate este presa. Învățăm la facultatea de jurnalism că
jurnalistul este câinele de pază al democrației, dar că presa are și un rol formator. Educă activ prin ceea ce prezintă în fiecare zi în spațiu public tuturor celor care urmăresc știrile. Dar presa din România este așa cum este. Sistemul de educație n-a fost nici el reformat. Noi nu ne-am desprins, de fapt, oameni buni, de comunism din foarte multe puncte de vedere. Și asta ne face să trăim în continuare coșmarul adus aici, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, cu tancurile lui Stalin. Și acum suntem amenințați de un alt coșmar. Tot de acolo, tot de la Moscova. De data asta nu se mai numește Stalin, se numește Vladimir Putin. Și este un criminal la fel de mare. Este un ucigaș al popoarelor, încearcă să ucidă națiunea ucraineană, exact așa cum a fost și Stalin și alții înaintea lui, când împotriva Ucrainei s-a comis inclusiv Holodomorul, moartea prin înfometare. Vă citesc din articol de pe Europa Liberă și vă invit să intrați, să citiți acest articol, este foarte interesant. Sunt lucruri pe care ar trebui să le vedem astăzi, toată ziua, de dimineața până seara, la toate televiziunile de știri. Sunt lucruri pe care ar trebui să le învețe copiii noștri la orele de istorie. Pe larg. Nu doar capitole minore din manualul de istorie. Asta este cel mai important moment al istoriei noastre, dragi prieteni. Marea Unire. În perioada în care Marea Unire a fost înfăptuită, conducătorii țării au fost regele Ferdinand și regina Maria. Cei doi au fost încoronați 4 ani mai târziu, în 15 octombrie 1922, la Alba Iulia. Pentru eveniment a fost construită în mod special o catedrală, numită Catedrala Încoronării. Înălțarea acesteia a durat 9 luni, iar astăzi este un simbol pentru ziua, considerată a fi ultimul act simbolic al unirii tuturor românilor. Deși premierul Ionel Bătrianu pusese bazele unei comisii cu atribuții legate de organizarea încoronării, regina Maria s-a implicat cel mai mult și s-a ocupat din umbră de coordonare. Pentru ceremonie, regele Ferdinand a ales să poarte o coroană realizată din oțelul unui tun capturat de armata română la Plevna, care aparținuse ulterior unchiului său, Carol I, în timp ce regina Maria a optat pentru o coroană din aur, creată după ideile sale. Carol I a fost cel care a pus fundația, a pus bazele, a creat toată structura de rezistență pe care s-a putut înfăptui Marea Unire. Sigur, se vorbește în cartea de istorie, dar se vorbește insuficient. Spuneam la un moment dat, atunci când am făcut acele prezentări de carte, ale acelor volume despre Carol I și Ferdinand, pe care le găsiți la Castelul Peleș, că eu cred că statul român ar trebui să financeze pentru fiecare elev din această țară cel puțin 2 vizite la Castelul Peleș. Cu ședere de dimineața până seara și cu explicații în detaliu despre modul în care România și-a dobândit independența, despre modul în care s-a făcut Marea Unire și s-a creat țara pe care o avem acum și pe care nu prea știm să o prețuim, dragi prieteni. Pentru că dacă ne uităm puțin și nici nu trebuie să mergem foarte departe, să cotrobăim, mergem în zone vizitate de foarte multă lume, pe marginea autostrăzilor din această țară, câte gunoaie sunt aruncate. Asta este o expresie a lipsei de iubire pentru propria ta țară. Să arunci gunoi. Ar arunca cineva gunoi în propria casă, pe jos, în mijlocul camerei? Nu. De ce? Pentru că își iubește căminul. Și vă întreb, cel care aruncă gunoi pe strada iurea, pe marginea drumului, pe spațiul verde, cel care distruge pădurile, de ce face treaba asta? Și ar distruge propria casă în modul acesta? Este o temă de gândire foarte importantă. Diferența enormă între ceea ce spun majoritatea dintre concetățenii noștri de ziua națională și ceea ce vedem astăzi pe rețele sociale și comportamentul fiecăruia de zi cu zi. Am dreptate când spun, dragi prieteni, că este o diferență de la cer la pământ. Imens. Să-ți iubești țara, dragi prieteni, înseamnă să vrei ca țara ta să fie puternică. Vedeți acest paradox al politicienilor care pretind
că ei își iubesc cel mai mult țara, înveliți în tricolor, fac scandal, fac circ în Parlament, la Alba Iulia. Și scopurile pe care ei le urmăresc, scopuri menite să facă România slabă, scopuri menite să scoată România de sub protecția de care beneficiem, nu explică publicului faptul că astăzi, 1 decembrie 2022, România este în cea mai sigură perioadă a istoriei sale. Niciodată această națiune, și nu vorbesc de ultimii 104 ani, de când existăm noi ca popor pe acest teritoriu al României actuale, niciodată națiunea noastră nu a fost atât de bine protejată din punct de vedere militar. Niciodată nu a făcut parte dintr-o alianță militară atât de puternică. Niciodată nu ni s-au respectat atât de multe drepturi individuale. Ele sunt cunoscute în Cartea Drepturilor Omului. Cum poți tu să te pretinzi patriot? Cum poți să te pretinzi naționalist? Cum poți să pretinzi că iubești România când tu vrei să scoți România din alianțele care au generat cea mai sigură perioadă din istoria acestei țări? Este o întrebare, dragi prieteni, pe care vă adresez astăzi de 1 decembrie și vă rog foarte frumos să-mi scrieți răspunsurile dumneavoastră în comentarii. Este un aspect, acest aspect îl surprinde și editorialul din 2 CV-le, scris de George Aru, Ziua Națională, o istorie a dezbinării. Este un pasaj de introducere foarte interesant și foarte important, mai ales în contextul războiului din Ucraina, când suntem din nou amenințați de boala asta imperialistă, de coșmar, de care suferă Marele Imperiu de la răsărit. Ce spune 2 CV-le înainte să facă o analiză a comportamentului politicienilor români? Remarcă faptul că de ziua națională, astăzi, 150 de militari din armatele aliate au participat la parada militară de la Arcul de Triunf. Este cea mai numeroasă participare a aliaților militari sub mesajul: ne antrenăm împreună, suntem împreună. Împreună suntem mai puternici. De ce și-ar dori cineva care se pretinde patriot, naționalist, pretinde că iubește România, vorbește în numele națiunii noastre, în numele tricolorului? De ce și-ar dori ca România să nu mai fie într-o alianță cu cele mai puternice armate ale lumii? De ce și-ar dori ca România să fie singură și vulnerabilă? Puneți-vă această întrebare, dragi prieteni. Răspunsurile sunt foarte importante. Divizia istorică 101 aeropurtată armatei SUA, care a debarcat în Normandia în al doilea război mondial, a făcut parte din detașamentul de paradă de astăzi de la Arcul de Triunf. La defilare a participat și un detașament de militari ai companiei Garda de Onoare a Regimentului de Stat Major a Republicii Moldova. Articolul face o trecere în revistă foarte interesantă. De ce, dragi prieteni? Pentru că arată exact ceea ce spun și eu. Modul de operare, pattern, modelul. Țineți minte cât am insistat în a explica ce a făcut Iliescu în 90 cu Târgu Mureș, cu FSN-ul, cum a inventat toată gloata asta naționalist-extremistă, ca să păcălească lumea că el este apărătorul stabilității și unității României și să ne trezim în Duminica Orbului că e votat cu 80% din voturi. 2 CV-le, editorialistul 2 CV-le, remarcă același lucru. Pentru prima dată, Ziua Națională sărbătorită la 1 decembrie 1990 la Alba Iulia a fost bagiocorită de agitatori ai FSN. Mici simioni din anii 90, precursorii lui Simion și ai lui Șoșoacă, în timpul discursului rostit de Corneliu Coposu. Petre Roman dirija corul agitatorilor care strigau că liderul țărănist punea bodnițe țăranilor să nu mănânce struguri pe vremea când era moșier. Exact minciunile oribile, oameni buni, propaganda și denigrarea din perioada stalinistă, perioada cea mai cruntă, când reprezentanții partidelor istorice, cele care, alături de Casa Regală, au făurit această națiune. Părinții națiunii erau uciși în închisori. Cât de puține s-au schimbat, dragi prieteni, din 90 până acum. Zic că de 1 decembrie ar merita să ne gândim la asta. Și să ne gândim de ce s-au schimbat atât de puțin lucrurile de atunci până astăzi.
Pentru că noi nu am iubit suficient România. Nu mă refer la mine, nu mă refer la dumneavoastră. Mă refer la noi toți. Toți cei care formăm poporul român. Mă refer la toți cei care ar fi putut să vină la alegeri în 2020 și să voteze în așa manieră încât mizeria asta care își trage seva din feseniți din anii 90, naționalist extremistă, cozile de topor ale intereselor dictaturii lui Putin să nu fie prezente în Parlamentul României. Să nu facă circ și scandal de pe poziții de deputați, senatori, demnitarea ai poporului român, deși ei n-au niciun fel de demnitate, dragi prieteni. N-am iubit suficient România. La fel cum mulți dintre noi nu iubesc atunci când aruncă gunoaie pe jos la întâmplare. Atunci când nu respectă legile. Atunci când distrug pădurea obsedați de profitul pe care îl încasează. Obsedați numai să se îmbogățească. La fel cum nu respectă România toți politicienii corupți. Care nu știu nimic altceva decât să căpușeze resursele acestei țări. Și să distrugă viitorul acestei țări. Președinții șefii de guvern de după decembrie 89, scrie Deutsche Welle, au avut parte de huiduieli din partea mulțimii la paradele militare de 1 decembrie. Ziua Unirii a fost mereu o zi a revoltei în care românii și-au strigat nemulțumirile față de interes, indiferența și derapajele puterii. Cu toate acestea, remarcă Deutsche Welle, populismul deșanțat, patriotismul de fațadă, nu doar al celor de la aur, opulența și disprețul față de români a liderilor politici, nu au reușit să atingă cota de avarie în mentalul colectiv. Este foarte interesant acest articol. Vă recomand să-l citiți dacă aveți timp alături de cel din Europa Liberă și vă recomand să vă gândiți la situația în care se află țara noastră și la motivul principal pentru care noi ne aflăm aici. România putea să fie mult mai departe. Mi-aduc aminte că am filmat în 2017 un material pe Transfăgărășan în care am explicat cât de bogată este această țară și cum nu ar trebui să fie nimeni muritor de foame în această țară. Cum ar putea să fie această țară o țară foarte puternică, mult mai puternică decât este astăzi. Și cum singurul motiv care stă în calea unui viitor normal pentru țara noastră, pe care spunem că o iubim, este această clasă politică putredă, coruptă, plină de incompetenți, de analfabeți, sufocată de hoți puși pe căpătuială. Dar vedeți, dragi prieteni, că asta e clasa politică pe care noi o votăm sau nu o votăm. Și ar trebui să ne gândim foarte bine, dacă iubim această țară, să ne facem datoria de cetățeni. Și să mergem și să provocăm o schimbare pe care categoric o putem provoca prin vot. Și avem timp să ne gândim, dragi prieteni, până în 2024. La mulți ani, România. Ne vedem mâine, dragi prieteni. Semper Fidelis.